Informație foarte interesantă. Avocatul poporului cere oficial explicații după închiderea unor site-uri potrivit grupului de comunicare strategică difuza informații false. În legătură telefonică directă cu noi este doamna Renate Weber, avocatul poporului. Mulțumesc pentru această intervenție. Cereți mai multe lămuriri, doamna Weber, legate de modalitatea în care s-a decis închiderea acestor site-uri. Bună ziua! Da, cerem acest lucru pentru că noi am avut deja o corespondență cu Ministerul Afacerilor Interne. Am primit de la dânsii un prim răspuns prin care mi s-a spus ce monitorizează, cum monitorizează și campaniile de fake news, dar și eventuale derapaje. Se referă la obiectul sesizărilor pe care l-au primit până acum și care, și asta se referă la știri trunchiate, știri neverificate, fără indicarea sursei sau fără suport științific. Și atunci, iertați-mă, dar cred că suntem deja într-o situație în care este firesc să înțelegem și să solicităm explicații de la acest grup de comunicare strategică, pentru că de la ei pleacă toate solicitările de închidere a unor site-uri. Totuși, în primul rând, care este baza legală, unde găsim acea lege sau ordonanță unde toate aceste aspecte să fie detaliate și care să permită o interpretare cum că acestea ar fi știri false care pot să producă panică în populație. Vrem să înțelegem, repet, cum funcționează toate aceste lucruri, pentru că în acest moment vedem că numărul solicitărilor de închidere de site-uri care s-au și soldat cu închiderea, pentru că în comun nu face decât o operațiune. Da, punem în practică decizia atât ministrului de interne, Marcel Vela. Da. Sigur că da, dar trebuie să înțelegem și noi, mai ales că să nu uităm, libertatea de exprimare nu figurează în decretele prezidențiale pentru starea de urgență, nu figurează în categoria drepturilor care urmează să fie restrânse. Ori, dintr-o dată, vedem că tocmai libertatea de exprimare este restrânsă, chit că este vorba doar de site-uri și aici aș vrea să fiu bineînțeleasă. Noi nu ne referim aici, înțelegem că pot să fie site-uri care să fie ele însele anonime, fake-uri făcute cu alt scop, alea unde nu poți să detectezi cine este, de fapt, în spatele acelui site. Alea, hai să spunem că le înțelegem, dar vrem să vedem în general cum anume se face toată această abordare. Am primit un răspuns care, de la care am plecat în întrebarea noastră, în care mi se spune că și Ministerul Afacerilor Interne, dar și alte instituții guvernamentale au structuri proprii de monitorizare prin care sunt semnalate eventuale derapaje. Iertați-mă, e un limbaj care pe mine una m-a strâns în spate, adică vreau să înțelegem mai mult de ce am solicitat aceste clarificări. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru. E adevărat, în acel decret privind, în acele decrete privind stările de urgență, se spune, se vorbește de propagarea de informații false și de faptul că se poate ajunge inclusiv la închiderea unor site-uri sau, mă rog, a unor organe de presă. N-a fost cazul până acum. Dar ar fi bine să ne aducem aminte că imediat după ce primul decret a fost dat, OSCE a ieșit cu un comunicat în care și-a exprimat îngrijorarea față de această posibilitate a restricționării libertății de exprimare și de informare a opiniei publice, faptul că ea poate să fie chiar și contraproductivă și că sub nicio formă o asemenea amenințare nu trebuie să ducă la autocenzurarea presei și mai ales a jurnaliștilor independenți, a freelancerilor, pentru că și ei sunt foarte expuși. De altfel, avem și presa a semnalat, avem și un caz în care o jurnalistă independentă s-a trezit cu o amendă pentru că a exprimat o părere critică la adresa primarului. Iertați-mă, așa ceva este inadmisibil. Starea de urgență este prevăzută de Constituția României ca să protejeze populația, autoritățile în cadrul acestei stări de urgență. Nici de cum
ca pe parcursul stării de urgență să se producă diferite. Mai avem foarte puțin timp. Dacă îmi permiteți, da, Pavel Popescu, pot să dau un răspuns. Bună ziua, doamna avocat al poporului. Pot să vă dau un răspuns tehnic cu privire la aceste site-uri, pentru că am discutat cu colegii mei și chiar am semnalat unele site-uri. Ultimul pe care l-am semnalat chiar personal a fost ortodoxinfo.ro. Și vreau să vă dau un exemplu de titlu, doamnă. Joi ortodoxinfo.ro, cât și grupul lor de Facebook, un grup numeros de 45.000 de persoane, dădea următorul titlu. Se pregătește omorârea pensionarilor în lagăre de concentrare și exterminare. Era un titlu care a fost distribuit pe Facebook de mii de persoane. Drept dovadă, acest site a fost închis la câteva zile distanță. S-a făcut cu notificare închiderea, domnule Pavel Popescu, sau pur și simplu s-a apăsat pe buton și s-a închis? Stați puțin, haideți să vă explic care e procesul. În primul rând, grupul de comunicare strategică primește astfel de referințe, sunt mii. Dacă ar fi după mine, ar trebui să închidă mii de site-uri. Sunt mii dacă de site-uri ar fi după dumneavoastră, s-ar închide mii de site-uri, spuneți? Da, părerea mea, adică dacă doar exact despre asta e vorba. Exact, exact. Doar că nu se întâmplă acest lucru. Bun. Tocmai trebuie să luăm publicitate. Pentru a satisface, din punct de vedere legal, doleanțele doamnei avocate a poporului. Acest site a fost închis. Acestea nu sunt doleanțele. Grupul de comunicare, acestea sunt totuși cerințele dintr-un stat de drept și democratic. Dacă considerați că în baza decretului care trebuie respectat, în baza decretului dat de președintele României, considerați că titlul se pregătește omorârea pensionarilor în lagăre de concentrare și exterminare este difuzare de informații false? Considerați acest lucru? Categoric. Bun. Întrebarea trebuie să răspunsul exact astfel de site-ul se închide. Nimeni nu va fi cenzurat și doar astfel de... Nu este singurul site acesta închis. Mai sunt și alte site-uri care n-au vorbit despre astfel de fapte. Sper să avem capacitatea să închidem cât mai multe astfel de site-uri. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Luăm o scurtă